Așa, arată-ne asta pentru că după aceea o să te întreb cine, cine a dat în noi. Da, da, exact, exact. Și în acele momente ale Revoluției, în data de 23 decembrie, 24, manifestanții care rămăseseră aici, deși se trăgea și care, se, chiar dacă s-a tras foarte puternic în piață, manifestanții au rămas aici în piață, s-au adăpostit în spatele tancului, de aceea și numărul mare de morți din acele zile de aici, din piața. Pentru că au rămas foarte mulți aici. Da, da, la momentul acela se chema Piața Republicii. Deci au rămas, n-au părăsit Piața Republicii și atunci s-a găsit și acest kepeng, acest capac de canal, s-a presupus. Da. A fost dat la o parte. Da. Și s-a descoperit acest tunel care lega sediul Comitetului Central de Palatul Consiliului de Stat. După ce s-a instaurat Republica, sediul Palatului Regal a fost dat în folosința Consiliului de Stat. Deci așa s-a chemat, cum se zice, administrația prezidențială din zilele noastre. Și iată poza și atunci, aici. Da, și atunci așa arăta acest capac care ducea către aceste subterane. Asta da. E doar unul. Asta e doar canalul acesta de legătură. Aici mai este încă o poză. Asta este doar unul dintre canalele care asigură. Asta e în alt loc, este poza asta făcută? E tot aici, tot aici. Da, da, da. Undeva de la 10 metri, ai spus? Da, cam la 10 cam metri, la 10 da, metri da, de lungime. Da. Asta e doar unul dintre canalele care se află aici în Piața Revoluției. Este o rețea de canale subterane, da. Care a fost construită după momentul 1968, când sovieticii au intrat în Cehoslovacia. Ceaușescu a dat dispoziții forțelor armate să-i construiască o rețea de evacuare, pentru că despre asta era vorba, să-i gândească un plan strategic pentru asta. Asta e foarte interesant, pentru că rețeaua cred că e foarte complexă. E foarte mare, da. Păi, Comitetul Central era legat de cartierul Primăverii, unde se afla reședința prezidențială, la P50, Primăverii 50. Adică ne putem imagina că există un tunel de aici până la Primăverii. Absolut. Un tunel care pleacă de aici, din Comitetul Central, și merge, că traversează Parcul Herăstrău și ajunge pe sub Bulevardul Primăverii, ajunge exact la Palatul Primăverii. Wow, ce tare! Da, și bun, și Ceaușescu dăduse după 68, după intervenția sovieticilor în Cehoslovacia, dăduse dispoziții ca forțele armate să-i asigure un plan strategic de evacuare în 12 ore, în cazul în care sovieticii ar fi intrat în România. Pentru că în Cehoslovacia, la Praga, ei au aterizat, au trimis un desant de tancuri și iar tancurile au ieșit din burțile avionelor. Deci de-aia a fost ocupată imediat Cehoslovacia și principalele locuri de comunicație, inclusiv capitala, pentru că pur și simplu au aterizat pe aeroport. S-a anulat totul repede, nu avea cum să se... În câteva ore ocupată și atunci de-aia Cehoslovacia avea nevoie de câteva ore de aer, să zicem, pentru că cei din garda sa personală să scoată prin această rețea de subterane și să scoată în afara orașului, așa cum am spus, pentru a merge în munți unde avea câteva puncte de rezistență, să zicem, evident de plin conspirate și despre care știa numai anturajul său proxim. Da, da. Bun, și se construiește această rețea după 1968, această rețea de canale subterane care, așa cum am spus, asigură legătura odată CC-ul cu Palatul Primăverii, deci cu cartierul Primăverii, apoi o altă legătură de către Academia Militară, da. Pentru că și acolo era un punct de comandă, și mai este o legătură după construcția Casei Republicii, a Palatului Parlamentului, da. Așa. S-a creat o legătură prin Parcul Cismigiu, care iese pe aici prin spatele blocurilor care sunt în fața palatului, trece prin Parcul Cismigiu și se oprește prin izvor, în Parcul Izvor? Și Parcul Izvor, da, absolut. În 2005 s-a descoperit acest canal, pentru că au fost niște inundații. A plouat foarte mult în București atunci. Și la un moment dat a fost inundat metroul și nu știau pe unde, de ce, de unde. Și atunci au deschis au deschis anumite uși care erau zăcuseră ani de zile închise. Și atunci s-a descoperit această legătură și prin, bine, evident, cu Casa Poporului, da. Evident, cei care din subordinea structura de specialitate din Ministerul Apărării, ei știau foarte bine de aceasta. Deci câteva persoane știau. Eu vorbesc aici doar de din rândul oamenilor din marea masă a opiniei, adică opinia publică, nu cei de specialitate. Bun, și atunci a aflat și lumea, oamenii și de această legătură care leagă CC-ul de Casa Republicii, de actualul Palat al Parlamentului. Bun, și de aceea am venit aici, la acest capac de canal, care se află în spatele Memorialului Revoluției. Și acum și câteva cuvinte am să vă spun despre Comitetul Central. O să mergem un pic aici. Haide, să ne mutăm un pic. Așa. Asta mai e o fotografie, uite, sunt de asta. Da, hai cu arătăm. Tot de acolo, din același loc. Da. Da. Să scoți ăla, bravo. Clădirea din fața noastră. Clădirea din fața noastră se cheamă Palatul Meii. A fost ridicat în perioada 40-45.
Aceasta este o fotografie din 1945, de la multele manifestații care au avut loc în perioada 45-46 în București. Da. Ori se vede în spatele imaginii, în spatele demonstranților, se vede clădirea, actuala clădire. Deci în 45 încă era în construcție. Da. Apoi aici la fel este o fotografie din 1940, de la o defilare din vara anului 1940. Și se vede că în moment, la nivelul anului 1940, clădirea încă fusese bine ridicată, deci în decurs de un an de zile, da, a fost, deja era structura de rezistență ridicată. Lucrările au stagnat în timpul războiului, în 42-43 au stagnat, pentru că evident nu mai existau fonduri pentru a continua lucrările de construcție. Și atunci, abia după război, lucrările au fost finalizate prin 47-48. Iar ce avem acum în față, pe front aici, putem vedea balconul din care a plecat Nicolae Ceaușescu, celebrul balcon, al, da, de unde a și rostit cuvântarea și în 68, da, și, și la miticul din 21 decembrie, da, și a avut o ieșire și în data de 22 decembrie, a doua zi, când a încercat să iasă cu o portavoce să liniștească mulțimea care venise de dimineața aici, dar a fost huidit și s-a retras repede. Da. Tot aici avem ședințele la primul etaj, acolo aveau loc ședințele Comitetului Politic Executiv. Da. Acolo sunt stări... Deci acolo unde e și balconul, da? Da, 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 la nivelul balconului, balconul, exact, da, acolo sunt stările care adăposteau ședințele, se desfășurau ședințele CPEX-ului și secretariatului CC. Bun, iar la ultimul etaj, la etajul 6, acolo adăpostea, la momentul 22 decembrie 1989, era adăpostit Comandamentul Central al Gărzilor Patriotice. Și acolo se găsea și grupa de legătură cu Marele Stat Major și respectiv Ministerul Apărării Naționale. Generalul Milea, care asigura conducerea Ministerului Apărării Naționale și care s-a sinucis în data de 22 decembrie, la ora 10 dimineața, fusese convocat la aici la 8:30 dimineața, deci cu două ore înainte de sinucidere. Da. Avusese loc o ședință la etajul 1. Bine, sinucidere așa. Deocamdată nu. Deocamdată, și deocamdată, da, rămâne pe varianta sinucidere, pentru că și anturajul proxim al lui Vasile Milea, deci aghiotanții, șeful grupei de transmisiuni, toți au spus, tot au avansat ipoteza sinuciderii. Și chiar, okay, șeful grupei de transmisiuni, Marius Tufan, este cel care i-a dat cureaua de... cureau cu pistolul de la, pentru că Gileanu, Milea nu avea la el, și el este cel care a dat-o, pentru că i-a solicitat-o Milea și cureau, okay, cu tot cu pistol. Okay. Cu tot cu pistolul. Deci, ipoteza se duce mai degrabă înspre sinucidere. Sinucidere, da, da. Okay. Și, bun, deci după la 8:30 dimineața a avut această mini-ședință loc la etajul 1, Ceaușescu i-a convocat pe șeful securității, pe Iulian Vlad, pe capul armatei, pe generalul Milea. Și după o jumătate de oră era foarte nervos, pentru că nu reușiseră să reprime demonstranții din 21 decembrie și încă se strângeau în dimineața zilei de 22 decembrie platformele muncitorești și muncitorii veneau aici, veneau și mai mult, și mai mult, și mai mult. Da. Și așa la ora 9 dimineața, 10 dimineața, deja piața Republicii era aproape plină și îi ceartă, îi mustră că nu au reușit să pună stabilă protestelor și din nou îi ordonă generalului Milea să intervină în forță. Îi solicită și o intervenție unei coloane blindate să vină de la Târgoviște. Și atunci Milea are un atac, adică nu mai suportă ideea, presiunea, pentru că el a fost responsabil de măcelul din piața Universității. Da. Trupele Ministerului de Interne și trupele, în principal, trupele Ministerului Apărării, de sub comanda lui, pentru că el era în cazarmat în ziua de 21 decembrie, sunt mărturii care l-au văzut pe comandatul școlii de ofițeri de la Băneasa, fratele dictatului Nicolae Andruța Ceaușescu, care era general șeful școlii de la Băneasa, care împreună cu elevii săi și cu trupele lui Milea coordonase de la fața locului represiunea din piața Universității. Da. Deci el era responsabil total pentru ceea ce s-a întâmplat, presiune mult prea mare. Da. Pe, și atunci a zis că nu mai, adică adică nu mai poate continua măcelul, pentru că în continuare, ce înseamnă să ia măsuri ferme? Că Ceaușescu așa e... Să tragă în continuare. Exact, evident, să tragă în continuare în popor. Da. Și atunci n-a mai rezistat, era cu nervii la pământ, căzut, demoralizat, terminat, și se duce sus la etajul 6, unde se afla comandamentul central al gărzilor patriotice. Îi solicită lui Marius Tufan, șeful grupei, capitanului Tufan, această centură cu toc și își pune capăt zilelor acolo într-un birou de la etajul 6. Și evident, după ce se anunță moartea și la televiziune, moartea generalului Milea, atunci armata face un pas în spate, pentru că comandantul ei a fost și ce însemna o sinucidere. Toată lumea și-a dat seama că, de fapt, presiunea evenimentului, din cauza, da, presiunea evenimentului, da, și principalul responsabil este Ceaușescu. Și atunci armata face un pas înapoi și toate dispozitivele, cordoanele din București,
permit manifestanților să treacă să și avanseze. Să avanseze. Da. Și da. Atunci intervine și Stănculescu și le dă, transmite ordinul tuturor unităților militare de a nu mai trage și de a se retrage în unități. Da. Și așa se, după aia vine mulțimea, evident, strânsă aici în Piața Republicii, asistă la momentul plecării lui Ceaușescu, de pe Comitetul Central. Acum se pune întrebarea dacă generalul Stănculescu, pentru că el i-a asigurat, el i-a spus lui Nicolae Ceaușescu, trebuie să vă scoatem din CC, dacă l-ar fi scos prin lifturile subterane și ar fi, avea acces la subsol. Și dacă l-ar fi, dacă ar fi ales, să zicem, Casa Republicii prin tuneluri, pentru că Casa Republicii era punct de comandă național, Ministerul Apărării și Casa Republicii. Ori dacă a apucat să se baricadeze în Ministerul Apărării sau în Casa Republicii, cam greu. Adică da, era mult mai greu. Aproape că îi izbuneau război civil. Dar se pare că nu s-a dus spre varianta asta. Da, nu s-a dus. Și nu știu dacă i-au spus. Deci, nu știu oare dacă de spus. Ce? Cine știe? Da, asta rămâne unul din misterele Revoluției, să zicem. De ce l-a scos pe acoperiș și nu prin lifturile care duceau în subteran. Da, da. Și atunci el este preluat de elicopter și după aia lucrurile sunt... arhi cunoscute. Acum vreau să spun întrebare, dacă mai ceva sigur, sigur. Cine a tras în noi? Bun. Și după masa, bun, deci așa cum a spus mulțimea vine aici. Ion Iliescu își face și el apariția după ora 13:14. Vine aici la Comitetul Central, se adresează mulțimii. Evident că toată structura, toată lumea zice de cum a apărut Iliescu, de acum așa din neant. Bun, dar Iliescu despre... nu era din neant, pentru că și la Europa Liberă și americanii, toată lumea îl cunoștea și se avansa în structurile de civile de putere din perioada comunistă din anii 80. Toată lumea vehicula numele lui și numai și în zonele de cultură, oamenii, inteligenția, toți vehiculau numele lui Iliescu ca o variantă de reformare a sistemului, capul care va reforma sistemul comunist și ne va scoate din această austeritate continuă și din această nebunie a lui Nicolae Ceaușescu. Bun, și atunci e evident că toată administrația l-a recunoscut, Stănculescu știa, își iau toți generalii, își iau toți foștii primi secretari și evident că știind și având încredere în el și știind ce, că era un om luminat, era văzut ca un reprezentant al Partidului Comunist, ca un om luminat. Și atunci e evident că toți au avut tendința de a-i preda lui puterea. Da. Nu, de nu preda puterea omul potrivit la locul potrivit. Evident. Cumva, da. Și, da, el a fost oarecum recunoscut de structurile civile și militare. La acel moment era cel mai cunoscut reprezentant al eșalonului 2 al Partidului Comunist. Fusese și marginalizat în funcția de director al editurii tehnice, adică se știau lucrurile astea. Da. Bun, și în jurul ei, după ora 6:30 după masa, 7:30, cu mulțimea strânsă aici, era iarnă, era o vreme nu friguroasă, era un jur de 10 grade, era chiar o vreme plăcută. Și după ce s-a întunecat, în jur de ora 6:30, 7:30, 18:00, au început focul răzlețe să se audă de pe acoperișurile clădirilor din zonă. În continuare, cei din balcon se adresează mulțimii, strigă toată lumea de acolo să se înceteze focul. E bine că nu am încetat deloc. Deci părea că, adică trăgeau de la început în oameni sau... Au tras mai întâi în clădiri, mai puțin în clădirea CC-ului și evident toate blindatele care se aflau în Piața Revoluției, care veniseră, după au venit și mai multe blindate, au început să tragă aiurea în ceea ce mișca aici. Da. Fiind cu fața, cu tunurile către Palatul Regal, pentru că evident apărau noua putere. Noua putere era reprezentată de postul CC. Da, și atunci toate armele erau înțetate către opusă. Da. Și atunci evident se presupunea că se trage către CC, către noua putere, să-i lichideze pe cei din interior. Da. Bun, și noi istoriografia, ultimele lucrări istoriografice avansează această ipoteză de lucru privind existența unei rețele conspirate, pe deplin conspirate, care ar fi fost creată după 1968, așa cum am spus, după momentul invadării Ceoslovaciei de către trupele sovietice, pactul de la Varșovia. Da. Și această rețea deplin conspirată ar fi avut menirea de a asigura rezistența regimului Ceaușescu în cazul în care s-ar fi repetat același scenariu din Ceoslovacia. Da. În cazul în care sovieticii ar fi venit și ar fi ocupat principalele centre de comandă din București, Cluj, Timișoara și Iași. Această rețea ar fi avut menirea de a asigura lupta în continuare și existența regimului socialist în România în varianta Ceaușescu. Da. Și această rețea nu a fost, nu i s-a pus capăt imediat după, în anii următori, când s-au relaxat totuși. Nu, ea a funcționat în continuare. Erau și convocați, se pare că până la Revoluție. Da, cum funcționa, periodic, membrii acestei rețele erau convocați, se făceau convocări periodice. E foarte interesant cine făcea parte.
Da, din această rețea putea o grupă, din această rețea putea fi formată din oricine, absolut oricine. Un strungar, un om de serviciu, un prim secretar, un comandant, un ofițer sau așa mai departe. Nu trebuie nicio pregătire specială. Absolut nimic. Da, da, da. În schimb se făceau se vede bine? Ia uite-te un pic. Se vede bine? Da? Ok. În schimb se făceau se făceau pregătiri periodice, erau convocați periodic în anumite unități militare și erau făceau o pregătire militară periodică. Okay. Da, cei care făceau parte din acea. Bine, unii la un moment dat ieșeau din rețea pentru din cauza vârstei și așa mai departe. Și periodic avea loc și această reîmprospătare a cadrelor și această reîmprospătare militară profesională militară. Deci în decursul anilor între 68 și 89. S-a păstrat în continuare. Da, 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 da. Asta e ce vă spun, este conform multor lucrări care au apărut pe subiectul revoluției și care se bazează în principal pe documentele care au fost emanate de către organele de anchetă militară în perioada decembrie 89. Iulie-august 1990, când s-au strâns foarte multe declarații privind teroriștii, cine a tras, și unii dintre ei au fost chiar capturați, au fost predați noilor autorități, dar după câteva săptămâni așa au fost puși în libertate toți, absolut toți. Da. Pentru că, asta e teoria mea, pentru că noile autorități, noul regim avea tot interesul să pacifice societatea și de a-și apropia vechile structuri, de a nu mai crea discordie în societate și de a nu instrumenta procese și acum să facem anchete. Pentru că se răsculau oameni. Evident, vă dați seama rudele celor morți. Ce însemna să-i pui sub acuzare acum pe toți generalii care toți trecuse acum de partea Revoluției, toată armata, toată securitatea, toți trecuse de... Se producea un dezechilibru. Atunci, exact, exact. Și greșeala lui Iescu a fost că nu și-a recunoscut... aportul și rolul lui în această idee, în această idee de a pacifica societatea și de a face pace cu structurile. Dacă ar fi recunoscut asta, n-ar fi fost nicio problemă. De aceea avem și nebunia asta cu dosarul Revoluției, care este în continuare plimbat de colo-colo, pentru că nu poți judeca o revoluție. Și se așteaptă moartea de fapt a lui Iliescu, organele de anchetă penală, despre asta e vorba. E posibil ca după aceea să apară noi detalii. Da, posibil, dar nu vor mai avea pe cine să judece. Nu, asta dar, clar, dar măcar să avem o pagină de istorie scrisă. Și dosarul revoluției sunt toate morțile conexate, toți cei care au murit în București sunt puși conexate toate aceste decese într-un mare dosar. Chiar dacă ai murit în drumul taberei sau în piața Revoluției, toate sunt puse în dosarul revoluției. Da, și cam greu să judece, să instrumentezi un asemenea e foarte complex, da. Da. Și de fapt a fost o mare greșeală conexarea tuturor acestor cazuri și darea acestei denumiri de dosar al Revoluției, practic nu poți să judeci o revoluție, doar cazurile punctuale, mă rog, în fine. Bun, și această ipoteză a rețelei R este se bazează pe documentele care au fost și mărturiile care au fost descoperite în perioada aceasta, primilor 6 luni de zile de după decembrie 89. Care ea ce a făcut? A produs un pic de panică, un pic de haos. Da, și rolul ce rol avea această rețea? Ce rol a avut în decembrie 89 de a crea o diversiune, pentru că Ceaușescu încă era în custodia noilor autorități. El fusese arestat în 22 decembrie după masa, nu mai țin bine minte ora la care a fost arestat. A fost anunțată capturarea lui, dar nu fusese scutătând încă soarta lui. Da. Și atunci această rețea a intervenit pentru a crea panică și discordie și diversiune. Diversiune, da. Pentru că a coaliza o forță din care să se opună noilor autorități și să reinstaleze puterea lui Ceaușescu. Da. Pentru că, să fim serioși, erau o grămadă de activiști de partid, ofițeri de securitate, care au avut de profitat de pe urma lui Ceaușescu și nu-și doreau să părăsească funcția. Și dădeau seama că odată ce va schimba noul regim... Că nu se știe, lasă vrabia din mână. Ori mă bagă în pușcărie, ori ajung în părțare. Cine știe, ori îmi schimbă funcția. Toate privilegiile se duceau, pentru că niciunul nu era proprietar pe, să zicem, dacă erai membru în CC sau era un activist, un demnitar de bază, evident erai cantonat în perimetru, în cartierul prezidențial, în Primăverii, și aveai acces la rețeaua specială sanitară, aveai acces la rețeaua de alimentare a secției gospodăriei de partid, de hrană specială, de cazare specială, pentru că aveai vilele. Totul la alt nivel. Și vă dați seama la ce privilegii. Și atunci mulți nu știu dureau, adică erau câteva, în opinia mea, eu cred că erau vreo 500.000 de oameni care își vedeau periclitatea, efectiv, starea, statutul social. Așa e, statutul așa social. E, da. Bun, și atunci rolul acestei rețele ar fi avut rolul de a coaliza toate aceste forțe pro-Ceaușescu pentru a-l menține la putere. Și atâta vreme cât Ceaușescu a rămas în custodia noilor autorități până în 25 decembrie la garnizoana Târgoviște, la unitatea militară a lui Chemenici, până a fost judecat. I-au activat, da, și s-a produs aceste foarte multă confuzie, evident, majoritatea sunt din confuzii, sau de exemplu în subsoluri aici, când au realizat că ăștia ar putea fi în subsoluri din Piața Revoluției.
au intrat pe o parte trupele speciale ale apărării cu trupele celor de interne. Și la un moment dat trăgeau unii în alții pe aici, prin subsurile din Piața Revoluției. Da. În fine, foarte multă confuzie, evident. E un pic arătată ideea asta și în filmul care rulează acum în Libertate. Libertatea lui Tudor Giurgiu și în, exact. La fel și în filmul lui Giurgiu de acum din 2023 și în filmul din 2006 lui Radu Munteanu, Hârtia va fi albastră, care la fel scoate în relief această confuzie și această degringoladă, care... Să spunem serios, evident, în orice revoluție și în orice schimbare bruscă de regim, ruptură în societate, în orice revoluție, să zicem, apare această dezordine, pentru că sunt volatile, vii de putere și așa mai departe, sunt tot felul de... Nici o revoluție nu se desfășoară, să zicem, domnule, lege, ordine, ca la carte, cu dispoziții. Nimeni nu pățește nimic. Evident, este un vii de putere și toate acestea adunate la un loc au generat și această confuzie, ordine emise, dădea ordine contrazise. Contrazise. Ștefan Guș era în CC cu Iulian Vlad și spuneau să nu se mai tragă, să dea ordine armatei. Dar armata era de fapt la Ministerul Apărării din drumul Taberei și acolo era și Victor Stănculescu, că de fapt el era operativul la butoane acolo. Da. Dar Ștefan Guș era șeful marelui stat major. Și atunci, în paralel, am înțeles că securitatea a tras în miliție și invers sau ceva de genul ăsta. De regulă, armata a pus stăpânire pe toate pe interne, cum ar veni. Era și o râcă între armată și interne foarte mare, pentru că în perioada 48-89, contrainformațiile în cadrul MAPN erau asigurate de securitate pe sistem sovietic. Și de asta erau cei care făceau parte din MAPN, din armată, aveau o râcă foarte mare împotriva celor din securitate, pentru că se știau că orice ceist, în orice unitate militară a armatei, aparține securității. Da. Deci orice unitate militară din Republica Socialistă România avea în reprezentantul ofițerului de contrainformații ochiul securității. Și atunci, evident că au fost și răfuieli. La un moment dat, la Ghencea, s-a dorit a fi o revistă de front, armata să organizeze o revistă de front, adică să-i cheme pe toți mari mahări din securitate și să facă o revistă de front cu ei și să-i bage în pușcărie, să-i anihileze total, pentru că nu se știa în continuare cine, unde sunt, unde au plecat, în fine. Da. Dar armata a preluat sub comanda ei Ministerul de Interne, adică trupele de securitate, miliția și securitatea. Și câteva luni de zile au stat până la înființarea Serviciului Român de Informații, toate cadrele au fost subornate MEI-ului, toate cadrele MEI-ului au fost subornate armate. Da. Deci cam asta ar fi... Am stat un pic mai mult aici în fața CC-ului și acum o să ne deplasăm. Și încă ceva scurt, un minut. Da, cea de vis-a-vis, clădirea de vis-a-vis, cea cu sticlă. Da, mai întâi corpul Dacia. Corpul Dacia care e în stânga, e în clădirii cu sticlă. Este în prelungirea Bibliotecii Centrale Universitare. Da. Deci... Corpul Dacia, acela la momentul 22 decembrie 1989, adăpostea sediul Direcția 5-a a Securității, Pază și Gardă, Protecția Demnitarilor, care făcea parte din Departamentul Securității Statului. Deci era structura securității care asigura gardarea tuturor demnitarilor, inclusiv a lui Nicolae Ceaușescu. Iar în partea dreaptă, acea clădire hibrid, care se vede și aici cum a fost incendiată în data de 23 decembrie. Da. Deci de ce a fost incendiată și de ce s-a tras cu tunuc și cu armament de calibru greu în ea? Pentru că acolo erau armurierii Direcția 5 și acolo erau adăpostite armele și logistica reședinței. Deci acolo erau birourile Direcția 5, iar acolo erau armamentul și în subsol și la etajul 1. Și atunci evident s-a aflat cine... al cui sediu este ce adăpostește acea clădire și manifestanții și armatii, cei care s-au aflat și au îndreptat toți armele acolo și au tras până la foc. Da, și s-a ales această variantă, știu, e de râs, foarte mulți râdeau, este un sediu unui arhitecților din România, dar totuși s-a ales o variantă de compromis pentru că în continuare au rămas pereții, e foarte bine că au rămas pereții. Mi se pare interesant. Clădirea este foarte veche, de la începutul secolului al XIX-lea. Inițial a adăpostit sediul Legației Austro-Ungare la București și până în 1918 sau cam 1917, cam așa. Și după aia au fost grajdurile regale în spate. Și, deci o clădire foarte veche de patrimoniu, în plus de chestia asta. Și foarte bine că s-a mai salvat pereții, că s-a mai salvat puțin din ea. Da. Ok. Bun, și acum vom ocoli CCU și vom merge către spatele comitetului central. Perfect.